Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în studioul emisiunii Necenzurat. În urmă cu aproximativ o lună, ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu anunța reorganizări masive în sistemul de învățământ. Pardon, în sistemul sanitar. Vorbesc evident despre desființarea, sau mai bine zis, reorganizarea caselor de asigurări de sănătate și a direcțiilor de sănătate publică. De atunci a trecut aproape o lună în care nu s-a întâmplat nimic și de când nici nu se mai vorbește nimic. Pentru a afla ce s-a întâmplat și mai exact și mai ales cum ne afectează pe noi aceste reorganizări, l-am invitat alături de mine în această seară pe domnul dr. Marius Tăutu, președintele și directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj. Bună seara, domnule doctor! Mulțumim că sunteți din nou alături de noi în această seară. Bună! Bună seara și bine v-am regăsit! Domnul ministru anunța că prin aceste reorganizări vizează economii enorme, spun eu, la buget, de 50 de milioane de euro, dintre care aproximativ 30 sunt numai la casele de asigurări. Chiar atât de mult consumă aceste case și chiar așa de mare ar fi câștigul prin, să spunem, subțierea structurilor? Cred că termenul cel mai corect folosit ar fi trebuit să fie reorganizare sau continuarea reformei în sănătate. De ce spun acest lucru? Pentru faptul că noi, acum 12 ani, practic, am pus bazele acestui sistem de sănătate, din acest sistem de sănătate, făcând parte și sistemul de asigurări sociale de sănătate. Sistemul a fost împrumutat de la nemți, așa numitul sistem tip Bismarck, care are practic trei jucători în sistem. Este vorba de Casa de Asigurări de Sănătate ca terț plătitor, asiguratul și furnizorul de servicii medicale. Casa are rolul în acest triunghi ca mediator între furnizorul de servicii și asigurat. Evaluează nevoia de servicii a asiguratului și contractează sau cumpără aceste servicii pe banii asiguraților de la furnizorul de servicii medicale. Între acești trei jucători se realizează o relație funcțională în timp care, cel puțin din punctul nostru de vedere, zic că a evoluat spre bine. Dacă vă amintiți cum a început sistemul, da? Cât, mai puțin. Mai puțin, că sunteți foarte tânără, da? Și n-ați prins poate începuturile sistemului, dar într-adevăr atunci putem spune că am fost niște amatori în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Astăzi suntem din ce în ce mai performanți, cu atât mai mult cu cât și investițiile în acest sistem au fost mari, și nu cred că un stat responsabil își poate permite să dea cu piciorul la ce a construit în timp pe bani foarte mulți, bani care de fapt provin tot din acest fond de asigurări de sănătate, și în loc să dezvolte sistemul și să-l perfecționeze, să vină să-l dărâme. Cu atât mai mult cu cât se tot vorbește de mai mulți ani despre acea dorită descentralizare. Exact. Prin această reorganizare nu se face altceva decât se centralizează decizia și puterea în sănătate. Bun. Din punct de vedere al reorganizării, posibil ca să fie o idee bună privind anumite componente ale vieții economice, sociale și politice a țării. Dacă privim din punct de vedere doar al serviciilor care sunt furnizate prin intermediul casei de sănătate către asigurați și relația cu furnizorii de servicii, aceste servicii practic trebuie să fie cât mai aproape de cetățean, cât mai aproape de furnizorul de servicii medicale. Cunoașteți câtă muncă, da, este în spatele acestei relații privind tot ce înseamnă contract de servicii cu furnizorii care sunt la nivel local, județean. Că durează minim o lună să sigur că da, suntem fiecare în parte. Deja exact am început practic perioada de contractare. Această contractare se desfășoară pe parcursul unei luni întregi,
da? La sfârșitul acestei luni trebuie să terminăm contractarea. Ei, aici sunt foarte multe activități care țin, în primul rând, de nevoia de servicii exprimată de asigurat și în istoric avem o anumită situație. Cunoaștem nevoile crescânde în servicii medicale și aici vorbim de calitatea serviciilor, vorbim de medicamente noi care apar, de tehnici noi de explorare la nivel local, de dotare tehnică și atunci normal că apar servicii noi. Dar în același timp trebuie să facem încadrarea în buget. Deci toate aceste servicii le evaluăm și le încadrăm într-un buget care vrem, nu vrem, da? Trebuie să îl respectăm. Da? Este o condiție obligatorie din punct de vedere legal. Bun. Această mediere, da? Această așezare a serviciilor în cadrul unor contracte cu furnizorii se face de către Casa de Asigurări de Sănătate. Normal că procesul este lung pentru că vine și partea de evaluare, negocierea contractelor, tot ce înseamnă tarife care se negociază cu furnizorii, da? Ajungem pe baze, hai să nu zicem științifice, dar cel puțin pe baze economice și medicale, spun întâi economice că de fapt încadrarea în buget este esențială și după aceea ne gândim și la partea medicală și calitativă a serviciilor pentru a le pune în practică prin aceste contracte. Contracte care ulterior se desfășoară, da? Sunt furnizate serviciile în baza contractelor, sunt raportate, sunt prelucrate, sunt date după aceea în plată la furnizorii de servicii medicale. Am înțeles, mă rog, care este principala activitate a caselor de asigurări. Dar vreau să vă întreb, de la anunțul acela surpriză al ministrului, presupun că ați cerut explicații conducerii de la București. Da. Ce vi s-a spus? Este o măsură reală care se va întâmpla și dacă da, când se va întâmpla? Este adevărat, surpriza a fost mare pentru toți. Se pare chiar și pentru decidenții politici, da? A fost o surpriză. Pentru noi, să știți că n-a fost o surpriză. De ce? În decursul timpului, sistemul tot timpul s-a reformat, s-a reorganizat. Chiar dacă nu a fost vizibil pentru marele public, da? Dar noi aceste transformări le-am simțit practic în fiecare an. În sensul că s-a diminuat schema de personal constant? Și diminuarea schemei de personal. În 2004 am predat societățile comerciale către ANAF. Nu s-a mai ocupat Casa de Asigurări de declarații încasarea contribuției. Au rămas numai, într-un termen mai larg, persoanele cu activități independente, nesalariații și așa mai departe, în atribuțiile casei, în colectarea și administrarea acestor contribuții. Ei, atunci s-a redus schema de personal. Da? A fost o reorganizare, practic. Este adevărat că atunci când am primit concediile și indemnizațiile de la Casa de Pensii, deci o activitate în plus, nu s-a mărit personalul, dar asta este altceva. De regulă, așa se întâmplă. Da. Bun. În momentul de față, în anul acesta... În 2012 ați predat tot către ANAF. Exact. Am început predarea, se va termina în iunie anul acesta. Normal, ieșind anumite atribuții din curicula casei, da? Normal să se întâmple, da? Și o reducere de personal. Sigur că această reducere de personal o punem în contextul în care numărul de personal existent acum la nivelul caselor de asigurări de sănătate este sub ceea ce practic ar trebui să existe. Sub organigramă. Nu există casă care să fie integral ocupată cu personal prin organigramă. De ce? Pentru că în timp s-au blocat posturile, oamenii s-au pensionat, au plecat din sistem și aceste posturi nu au putut fi ocupate. Motiv pentru care noi în prezent, da, ne desfășurăm activitatea sub normativul de personal existent în organigramă. Revin la întrebarea mea. Ați primit un răspuns? Când se va înfăptui această reorganizare și mai exact în ce va consta ea? Deci răspunsul a fost să ne vedem de treabă, pentru că nu ne putem juca nici cu banii, da? Și nici cu nevoile oamenilor în a primi servicii de sănătate.
vă dați seama ce se întâmplă dacă o casă de asigurări de sănătate, hai să nu zicem în această perioadă în care, mă rog, da, este contractarea, să zicem într-o perioadă obișnuită, da? Să nu mai liberezi tot felul de adeverință, să nu mai faci relația cu furnizorii, preluarea serviciilor, verificarea, plata lor și așa mai departe. Ce se poate întâmpla? Da? Blocaj. Ei, sigur că da. Nu ne-am permis niciodată să facem, da, chiar un protest. Da? Înțelegem nevoia de reorganizare, dar până la desființare, eu zic că este un pas mare. Revin, nu cred că un stat responsabil poate să dea cu piciorul la ce a construit până în momentul de față. Deci, eu înțeleg din ce îmi spuneți dumneavoastră că nu vi s-a dat un termen concret până la care se va înfăptui nu desființarea caselor, ci reorganizarea lor. Da. Din ceea ce am înțeles noi mai mult din presă, rezultă că ar fi vorba de fapt despre o transferare a atribuțiilor la 8 case regionale, urmând ca în județe să rămână un fel de oficii cu mai puține angajați, da, evident, și cu mai puține atribuții. Deci oficial nu avem un răspuns clar ce se va întâmpla. Sigur că, da, știrile circulă și e posibil să se întâmple după această reorganizare. Da? Când vom ști precis cum se va întâmpla reorganizarea, se va ști ce se va întâmpla și cu sistemul de asigurări sociale de sănătate. Important este ca la nivel local să rămână acea structură care să permită relaționarea cu asigurații și cu furnizorii într-un nivel cât mai strâns. Da? Să nu trebuiască asiguratul să meargă până în Cluj, dacă Cluj va fi capitala regiunii, da? Să nu trebuiască furnizorul să meargă până în Cluj pentru încheierea unui contract, da? Să nu trebuiască acolo să raporteze activitatea, de acolo să vină banii și așa mai departe. Da? Dar cât se mai poate tăia din actuala structură, din actuala schemă, astfel încât să se poată asigura totuși acea relație între beneficiar și furnizor? Vorbim de Casa Sălaj, da? Evident. Casa Sălaj în momentul de față are 2%, da, posturi neocupate din organigrama proprie. Se poate ajunge la 15%, așa cum se solicită, da, reducerea de personal în rândul instituțiilor bugetare, prin pensionarea, cel puțin în anul acesta, da, se pensionează niște colegi care, practic, îndeplinește acel procent de 15%. Da. Bun, dar acea reducere de personal de 15% nu se referă neapărat la reorganizarea instituțiilor din sistemul sanitar. Nu, se referă doar la reducerea numărului de personal. Da? Da, din acest an. Pentru a îndeplini acea cerință de 15%, da, la nivel de sistem bugetar. Sigur că aici nu mergi pe fiecare casă în parte, da, cu reducerea de 15%. Poate unele case să aibă o reducere mai mare, alta mai mică. E important ca pe sistem să fie 15%. De ce spun așa? Pentru că o casă mai mică, cum suntem și noi, e posibil ca prin această reducere de 15% să nu-și poată desfășura activitățile care îi vor reveni prin eventuala reorganizare sau punerea într-o nouă organigramă. Și atunci iar ne trezim în situația în care lucrăm cu deficit de personal și activități care se dau, da, prin fișa postului suplimentar unei alte persoane și îngreunează atât relația cu asigurații cât cu și furnizorii și așa mai departe. În mod concret, peste acele 15%, o reducere peste cele 15% ar însemna punerea imposibilitatea activității în condiții normale a casei de asigurări. Vorbim numai de Sălaj, da? Alte case mai mari, poate cu o reducere de 15%, poate chiar mai mare, pot să funcționeze mai bine. Da? Până acum am discutat mai mult și la televizor și în presa națională s-a discutat mai mult despre implicațiile acestei reorganizări pentru angajații sistemului. Ce ar însemna asta pentru noi, pentru beneficiari, pentru asigurați? O eventuală transferare a atribuțiilor către Cluj în cazul nostru și rămânerea aici? Nu cred. Deci nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Descentralizarea este un, da, o idee inițial și după aceea o certitudine. Dar este o idee viabilă, că pare să în ultima perioadă că se renunță la ea, da, și se merge, ați văzut tocmai și de cu achizițiile, zic, publice, se merge către centralizare. Nu? Și despre asta putem discuta. Există latura bună și latura proastă a lucrurilor. Deci revenind la
Descentralizare. Descentralizare. Descentralizarea s-a făcut și este o soluție bună. Apropii toate serviciile de cetățean. Da? Acum, în momentul de față, dacă se realizează acea centralizare sub o formă care încă nu știm. Deci eu cred că aceste case județene nu pot să dispară. Că nu de se tot. Vor numi case județene, se vor numi agenții, se vor numi oficii, n-are importanță, da? Important ca acele structuri, indiferent cum se vor numi ele, să existe în locul acestei structuri și să-și îndeplinească mare parte din atribuțiile care le are în prezent. Vorbim de, cum să vă spun, exact esența după care acest sistem a fost pus pe picioare, da? Relația dintre cei trei jucători, asigurat, casă, furnizor. Ceea ce spuneți dumneavoastră este că atribuțiile care îi privesc în special pe asigurați n-ar trebui sau n-ar fi posibil să fie transferate, să fie centralizate, pentru că ele trebuie să fie cât mai aproape de ei. Cât mai aproape de oameni, da? La fel și serviciile, hai să le spunem aceste birocratice, dar și serviciile medicale. Gândiți-vă ce ar însemna un spital, da, din Sălaj, care să fie, din punct de vedere al contractului, cu Casa Cluj. Normal că acele spitale din Cluj sunt mai aproape, da? Deci mama este mai aproape de copii, da? Nepoții sunt mai departe, da? Ei, să ne gândim ce ar însemna pentru noi faptul că distanța aceasta și regionalizarea la Cluj, da, ar avea un efect negativ asupra inclusiv a finanțării spitalului sau finanțării unor servicii. Întotdeauna ești tentat să aduci acele fonduri, să aduci angel, da, spre tine, cât mai aproape de tine. Da? Și este foarte posibil, deci unul din elementele, să zic, negative acestei regionalizări ar fi aceasta, dacă cumva casa sau agenția sau oficiu, da, își va pierde personalitatea juridică. Și da? Se spune că așa se va întâmpla. Nu știm. Nu știm. Ce se spune este deocamdată așa o veste, o știre care circulă, da? Dar hotărârea nu este luată. Și vă spun, nu cred că se va întâmpla așa ceva. O să vedem. Să vedem. Cel da. Puțin, probabil, nu anul acesta. În interesul nostru, da, vorbind și de asigurat și de furnizorii din Sălaj, eu cred că nu se va întâmpla așa ceva. S-a întâmplat, în schimb, că a intrat în vigoare noul contract cadru de asigurare a asistenței medicale. Am înțeles că vine și cu noutăți pentru 2013-2014. Cel mai important sau cel mai mediatizat este coplata. Coplata, sigur că. Chiar dacă impactul, dacă stai să analizezi, nu este foarte mare, pentru că foarte puțini pacienți vor ajunge să achite acea taxă, există și acum unele neclarități vis-a-vis de aplicarea acestei taxe. Atunci, haideți să începem cu coplata, da? Mă rog. Bun. Coplata, într-adevăr, este de mult timp specificată în legislație, dar introdusă în practică abia cu acest contract cadru. Contractul cadru, da, practic de ieri, de la 1 aprilie, a intrat în vigoare această hotărâre de guvern. Normal, de la 1 aprilie se aplică și coplata. Coplata, în momentul de față, da, merge numai în spitale. Această coplată vine și în ideea în care s-a introdus a fost ca să descurajeze adresabilitatea indusă. Deci să se poată refuza din proprie inițiativă, da, deci a bolnavului, să nu solicite internare dacă nu este nevoie. Dar tocmai datorită acestei coplăți. O coplată trebuie să de plătesc 5 lei, sigur că da. Nu știu dacă are rolul sau forța de a descuraja o internare. Deci, după mine, această coplată și la acest nivel și asupra cazului externat și nu asupra zilei de spitalizare este nesemnificativă. De ce vorbesc așa? Pentru că mergem pe categoriile de boli care sunt exceptate de la coplată și categoriile de asigurați. Și vom vedea că rămân foarte puține cazuri care vor trebui să plătească. De exemplu, Spitalul Județean în mare
cam 60% din cazuistică vine prin sistemul de urgență. Toate internările prin urgență sunt exceptate de la... Mare parte din ele, sigur că da. De ce? Pentru că urgența, ca și criteriu medical, da, este exceptată de la coplată. Pe lângă aceste urgențe mai vin bolile cronice cu spitalizare lungă, vorbim de ani de zile, vorbim de, mă rog, acele cazuri de boli psihice pentru anumiți bolnavi care se încadrează în anumite articole din codul penal, cei care se află sub incidența procurorului pentru arestare preventivă sau... Și atunci... Copii și tineri. Da. Acestea deja sunt categorii. Și revenind asupra categoriilor, copiii până la 26 de ani, dacă sunt elevi, studenți, ucenici și așa mai departe, și nu realizează venituri din muncă, nu plătesc. Pensionarii cu pensii sub 740 de lei pe lună nu plătesc. Bolnavii cu încadrați într-un program național de sănătate și care nu au venituri pentru boala respectivă nu plătesc. Femeile gravide și lăuzele nu plătesc toate pentru serviciile aferente sarcinii, iar cele care au venituri sub salariu minim sau nu au venituri deloc, pentru toate serviciile medicale. Da? Deci iată că foarte puțini din cei care sunt internați vor plăti. Făceam chiar astăzi un calcul și la Spitalul Județean, unde coplata a fost stabilită la 5 lei, s-ar încasa lunar 2500 de lei. O sumă care, nu știu, nu îi afectează prea mult nici pe pacienți, cel puțin nu în măsura de a-i descuraja să se interneze nejustificat, și nici nu ajută foarte mult spitalul, dar induce acea nemulțumire generală. Deci, după mine, doar acest tam-tam, da, în media făcut cu coplata, este mai mare decât efectul în sine. Dar, mergând mai departe, să ne gândim ce înseamnă din punct de vedere birocratic, între ghilimele, acea coplată la nivel de spitale. Da? Deci fiecare secție, da, trebuie să-și, da, organizeze în așa fel activitatea încât să aibă niște chitanțiere, da, să știe cine preia acești bani, cum îi varsă, să nu existe posibilitatea cumva de deturnare acestor bani, să nu se elibereze. Deci sunt foarte multe aspecte care trebuie luate în calcul când introduci o asemenea măsură. Și acum, sigur, rămâne la latitudinea managerului unității respective să-și organizeze în interiorul instituției treaba în așa fel încât să se poată percepe această coplată și, bineînțeles, banii care sunt adunați să poată fi folosiți în interesul spitalului pentru tot felul de cheltuieli uzuale de funcționare. Sunt manageri care invocă faptul că nu s-au publicat încă normele de aplicare a contractului cadru și că în lipsa acestor norme nu se știe exact când se poate percepe coplata. 1 aprilie sau poate începând cu bolnavii care se internează în 1 aprilie? Nu cred că trebuia pentru, cel puțin pentru coplata, să apară normele. În norme se reia coplata sub același form, da, de text de lege care există și în contractul cadru. Deci, legea spune se poate percepe, vine contractul cadru și spune cum se percepe, da? Și nivelul coplății. Urmând ca managerul de spital cu comitetul director sau consiliul de administrație să-și organizeze treaba pentru a percepe această coplată. Deci, este legal. Sigur că, intrând în vigoare contractul cadru de la 1 aprilie, normal, de la 1 aprilie, tot ce se externează din spital pentru că această coplată se percepe la externare, trebuie încasată coplată. Deci începând cu externarile... Chiar dacă bolnavul a fost internat din luna anterioară, din martie, el se externează în aprilie, el va plăti acea coplată. De 5 lei, de 10 lei, de cât este pe cazul respectiv. Nesemnificativă, dar l-am spus, poate da. Deranjează, da, ca și no beer pe spatele. Este, dar dacă suntem corecți, revenim. Nu este atât de mare și nu cred că există situații, vorbind din punct de vedere social, care să nu-și permită să plătească această taxă. Noul contract cadru aduce modificări și în privința finanțării spitalelor private. Avem și noi două astfel de cazuri.
Mă refer la Policlinica Salvo Sancho Banca și la centrul acasă, centrul de recuperare acasă. Ce se va întâmpla cu ele? Pentru că am înțeles că sunt destul de restrictive condițiile de finanțare în privința lor. Da. De la cele declarații în media privind tăierea finanțării, că așa s-a vorbit, spitale private să nu mai poată accesa fonduri, sau mă rog, prin contract, fonduri din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, s-a ajuns la a putea contracta cu spitalele private doar 5% din numărul de paturi contractate. Spuneați că avem două unități private, așa este. Este vorba de Fundația Acasă cu Centrul de Recuperare și Îngrijiri, de tratament și îngrijiri, care are 98 de paturi în contract cu noi în momentul de față. Practic are mai multe și chiar deci se plângea. Deci el în structura aprobată are 120 de paturi, la fel cum au toate spitalele în structură un număr mai mare de paturi, dar prin acele acte normative, hotărâri de guvern și ordine de ministru, începând cu 2011, prin Planul Național de Paturi, în fiecare an s-a redus numărul de paturi contractabile. În structură au rămas mai multe, numărul de paturi contractabile s-a redus. Noi avem la nivel de județ 1044 de paturi contractabile pe toate unitățile sanitare cu paturi. Revenind la cele două unități private, Fundația Acasă și Societatea Salvosan împreună au 130 de paturi contractate cu noi. 98 Fundația acum Acasă. Acum sau prin cele 5%? Au fost. Deci, până acum, mai bine spus, aveți dreptate. Da. Așa. 98 și 32 Salvosan. În total sunt 130. Dacă aplicăm acest procent de 5%, revin pentru contractare pe cele două unități sanitare 52 de paturi. Mai puțin de jumătate. Mai puțin de jumătate și insuficient pentru ambele. Există tot legal posibilitatea ca printr-o cerere adresată Ministerului și Casei Naționale, acest procent să poată fi majorat. Facem o fundamentare din punct de vedere al necesității existenței acestor unități sanitare și a beneficiului care le aduc ei pentru bolnavi și acest număr de paturi poate fi majorat. Se majorează tot din numărul de paturi contractate. Se ia de la celelalte. Se ia de la celelalte pentru, dar aici mai rămâne o rezervă, da? De la 130 cât există în prezent până la 52, acea rezervă, da, rămâne posibil de solicitat în majorarea acestui procent. Despre ce se poate face pentru cele două instituții, aș vrea să vorbim însă după o scurtă pauză de publicitate. De acord cu noastră. Superclean vă oferă servicii profesionale de curățare costume, rochii simple sau de ocazie, paltoane, uniforme școlare, haine de piele și blană, rochii de mireasă, spălat și călcat lenjerie. Folosește timpul pentru activități plăcute pentru tine și familie. De spălatul și curățatul hainelor, lenjeriei, perdelelor, ne ocupăm noi. Satisfacția noastră este îndeplinirea exigențelor dumneavoastră. Superclean vă oferă toată gama de servicii profesionale de curățenie cu cel mai mic timp de așteptare din sălaj, doar 4 ore de la predarea hainelor. Încercați serviciile Superclean și cu siguranță deveniți clientul nostru. Ne găsiți în Zalău, pe strada Capitan Maxim de Constantin, lângă Biblioteca Județeană, de luni până vineri între orele 8 și 20 și sâmbătă între orele 8 și 14 sau la telefon 0744 607 536. Pentru noi fiecare client este important. Superclean, imaginea ta fără pete. Sece apicomardial SRL vă oferă o porție de sănătate din stupină.
Îți dorești un ten tânăr și fără imperfecțiuni? Tratamentele cosmetice realizate cu ajutorul produselor stupului reprezintă o metodă naturală de înfrumusețare și îngrijire. Zum, zum, albinița mea, prin câmpii și prin răzoare, alergăm din floare în floare. Zum, 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 albinița mea. La noi găsiți balsamuri, apă de gură cu propolis, creme din produse apicole, săpunuri, șampon, toate la un click distanță pe www.naturalapicosmetic.ro. Zum, albinița mea. Lumânări decorative din ceară naturală pentru nunți, ocazii speciale, botezuri, zile onomastice sau pentru a petrece o seară romantică alături de persoana iubită. Unelte și utilaje apicole. Vă așteptăm la magazinul apicol din Bilghez de duminică până joi, între orele 9 și 19. Zum, 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 albinița mea. Ne găsiți și pe paginile web www.apicomardialmagazin.ro, www.luminatural.ro, www.mierenaturale.ro sau pe mail apicomardial2012@gmail.com. Informații la telefon 0753 293 997. Intră în lumea dulce a sănătății și frumuseții. Albinița mea. Agenția de turism Avias Transilvania Eurolines. Aici găsiți bilete de avion la tarife avantajoase în România și oriunde în lume. Bilete autocar Eurolines, oferte speciale pentru vacanțe, litoral România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania, Croația și multe alte destinații. Munte, Balneo România, programe sociale de odihnă și tratament în stațiunile balneare. Tarife de la 330 de lei per persoană pentru sejur de 7 nopți. Circuite oriunde în Europa, croaziere la tarife promoționale. Adresa noastră: Zalău, strada Crișani, numărul 4, bloc T159, scara F. Telefon 0260 615 315 0731 378 339. Mes Avias Transilvania Turism at yahoo.com, www.aviastransilvania.ro și e-mail office@aviastransilvania.ro. Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru dotarea maternităților cu echipamente necesare supraviețuirii nou-născuților prin Salvați Copiii România. Ajută un copil să trăiască. Vrei să vinzi sau să cumperi ceva? Cauți sau oferi un loc de muncă? Organizezi un eveniment de care vrei să știe tot județul sau pur și simplu ai de anunțat ceva de interes general? Aici e locul anunțului tău. Nimic mai simplu. Poți lăsa anunțul tău la toate chioșcurile de presă din județul Sălaj sau la redacția Sălăjanul din Zalău, strada Cloșca, numărul 56. Informații suplimentare la numărul de telefon 0260 660133. Fă-te auzit! Pune anunțul tău aici! Am revenit în direct și continuăm discuția despre ce se poate face pentru a ajuta cele două spitale private din Sălaj să supraviețuiască în noile condiții de finanțare impuse de la București. Spuneați mai devreme, înainte de pauză, că ar fi posibile niște demersuri de suplimentare a numărului de paturi. S-au făcut acele demersuri pentru că imediat intră noile contracte.
Demersul s-a făcut acum o lună și jumătate, înainte de a apărea contractul cadru și cu aceste condiții impuse prin contractul cadru. În baza declarației ministrului de atunci, deci, cum baza, că nu se vor mai finanța. Atunci, sigur că am luat repede știrea și am încercat să o folosim în folosul nostru și al Fundației Acasă, făcând un memoriu către Ministerul Sănătății și către Guvern, iar noi Casa, vorbesc de Fundația Casa, iar noi Casa am făcut un amendament la normele de aplicare a contractului cadru de atunci, în care solicitam ca acest centru și altele, dacă mai sunt în țară, să fie considerat centru pilot, da? Și să fie privit puțin mai aparte decât celelalte spitale generale. Făcând și propunerea de modificare în norme a două articole. Sigur că acest demers a fost bun la momentul respectiv, poate este bun și în prezent, vom avea rezultatul poate mâine, avem promisiunea că acest rezultat îl vom avea, după care, în funcție de rezultatul de acolo, vom face demersurile în condițiile actualei hotărâri de guvern privind acel 5% și posibilitatea de majorare a procentului în urma unei adrese fundamentate către Minister și către Casa Națională. Deci finalitatea ar fi un număr mai mare de paturi contractabile. Da. Deci sper ca acest demers să aibă un rezultat pozitiv, cu atât mai mult cu cât și autoritățile județene și autoritățile locale, inclusiv parlamentari, s-au implicat în acest demers și sper să avem în final reușită. Vorbesc de reușită prin faptul că aceste două unități și în special Fundația Casa, având un specific aparte, specific care nu-l prea găsim în țară, atât din punct de vedere al organizării, cât și din punct de vedere al abordării bolnavului. Și al calității tot, sigur că îngrijirii. Da. Sigur, de aici vine și calitatea îngrijirilor sau a serviciilor pe care dă. Totul este bazat pe metodologie, pe tehnică luată din afară, de la olandez, Fundația Casa din Olanda, este în spatele acestei fundații Acasă. Acolo s-au specializat personalul din centru de recuperare și normal, ne abdicând de la reguli, da, păstrez standardul ridicat. Motiv pentru care atât oameni din Sălaj bolnavi, cât și oameni din țară, deci sunt oameni din București care apelează și sunt internați în acest centru, beneficiază de servicii de aici. Deci mi se pare firesc să ne zbatem pentru un, hai să zic, spital care putem zice că este de elită în cadrul serviciilor pe care le furnizează. Cu atât mai mult cu cât de puțină vreme au deschis și acel departament pentru copii, după părerea mea foarte important, în condițiile în care este vital să intervii cât mai devreme atunci când apare sigur o problemă la copii. Fundația Acasă furnizează servicii mult mai multe și pe o paletă mai largă decât ceea ce am contractat. Noi practic ne-am limitat în contract cu Fundația Acasă doar la bolnavul spitalizat, deci bolnavul la pat. De aceea vorbeam de cele 98 de paturi contractabile. Dar ei furnizează servicii și în ambulatoriu, au acel program pentru copii, da? Sigur, cu primăria Zalău. Da? Pentru cifoscolioză. Pentru copiii școlari cu cifoscolioză, unde, sigur, aplicând metode moderne de tratament și reușita este pe măsură. Așa este. Deci mâine am putea ști dacă îi se acordă o șansă. Indiferent cum va fi, da? Că avem un răspuns pozitiv de la minister, da? Vom apela la acel articol din lege, posibilitatea o avem și sigur se va aproba majorarea procentului. Problema este că majorând procentul poți să pui în dificultate celelalte spitale și în special Salvosan, nevenind cu ceva în plus pentru această fundație. Nu vă ascund faptul că în condițiile actualelor tarife, spitalele Șimleu și Jibou sunt defavorizate. În ce sens?
Anul trecut au avut un tarif pe caz ponderat mai mare, un ICM mai mare decât îl au în prezent, mergând pe același număr de pazuri, pe același număr de cazuri contractate, sumele lunare pe care ei le-ar primi sunt mai mici. Și atunci am putea veni, rămânând un număr de paturi din acest demers, să putem, chiar dacă nu mărim calitatea serviciilor, dar cel puțin mărim cantitatea, ca să poată obține cel puțin sumele de anul trecut pe care le-au obținut. Dar asta nu e posibil dacă se suplimentează dincolo. Sigur că da. Deci, în funcție de rezultatul pe care îl vom avea, vom adopta atitudinea cea mai bună în situația, să zic, nou creată. E complicat. Când vine vorba de bani... Și de bani, însă să nu uităm, totuși, acest plan național de paturi este pe 3 ani. Da? Indiferent cine este la guvernare, indiferent cine este conducător a unui minister, dacă nu se respectă o strategie pe care ai inițiat odată și ai fost de acord cu ea, mi se pare că ne ducem de râpă. Da? Numărul de paturi pe care îl avem, sigur că vine în concordanță cu media la nivel european. Noi avem o medie mai mare decât media europeană și atunci încercăm să ajungem la acea medie. Nu întotdeauna, să zic, un stat sau chiar noi trebuie să ne adaptăm imediat, pentru că avem niște condiții. Avem un specific al nostru aparte. Componenta socială a noi este destul de pregnantă, da? Nivelul economic este acesta. E normal pe undeva ca și toate aceste probleme să se reflecte și în starea de sănătate, în nevoia socială, sociomedicală a oamenilor din țară. Și corectați-mă dacă greșesc, dar acest specific al României vine și din faptul că se pune prea puțin accent pe prevenție și atunci inevitabil se ajunge la forme mai grave care implică spitalizarea. Da. Și ca să fac legătura cu următorul nostru subiect, am înțeles că prin același contract cadru se stimulează, se încurajează prevenția, tocmai ca să evităm spitalizarea. Și prevenția prin medicii de familie. În general, prevenția este cea mai prezentă în asistența medicală primară. Însă, într-adevăr, a spus punctul pe punctul nevralgic. Da? Profilaxia lipsește de mult la noi. De foarte mult timp. Tot timpul ne-am bazat pe curativ. De ce? Pentru că este nevoia imediată. Păi, românul merge la medic când nu mai poate de durere, și asta, nu merge dar când... Mergem și la fondurile existente în sistem care să-ți permită pe lângă curativ să abordezi și componenta profilaxie. Aici îți trebuie bani mai mulți, da? Iar rezultatele se vor vedea în timp, se vor vedea poate în 10 ani, poate în 15 ani, da? Să ne gândim că nu tot ce înseamnă profilaxie este legat de partea medicală. Gândiți-vă ce înseamnă o lipsă de apă, o lipsă de canalizare într-o comunitate predispune la apariția unor boli, focare epidemice și așa. Toată asta este profilaxie. Deci nu vine numai spălatul pe dinți să fii cu mâinile curate și așa mai departe, să învățăm copiii, da? Sunt legate și de celelalte probleme la nivel de comunitate, sociale și economice. Da, n-aș fi făcut legătura între canalizare și prevenția în sănătate. Este obligatorie. De aceea nu poți să faci, sau dacă faci doar acea componentă parțial, riști să nu obții rezultatele pe care le dorești. Și de multe ori riști să arunci banii pe gard. Da. Dar deocamdată noi vorbim de sănătate și vă rog frumos să ne spuneți cu ce vine nou acest contract nou pentru medici de familie. Deci contractul nou în asistența medicală primară aduce ceva calitativ bun pentru medici și aceasta înseamnă o stimulare pentru ei. Vorbesc de serviciile prestate de medicul de familie care, în funcție de gradul profesional, acel serviciu este plătit mai bine. Da? Este și cu cât e mai școlit medicul, cu atât cu cât primește mai mult școlit, bani. Cu atât primește mai bun an. Este o condiție este solicitată. Este încurajat să se perfecționeze, da. Ceea ce condiție iarăși e un lucru solicitată bun. De medici de familie, în special prin asociațiile lor, și iată că s-a reușit să se transpună norme. Este un fapt bun. Stimulează exact ce spuneați dumneavoastră,
performanța, da? Mă școlesc mai bine, mă dotez mai bine la nivel de cabinet, obțin bani mai mulți. Asta nu este numai prin prisma venitului acelui cabinet, da? Vorbim prin prisma siguratului, calitatea serviciului pe care le obține. Am înțeles că sunt și lucruri care nu le convin unor medici sau majorității medicilor, cum ar fi scăderea pragului numărului minim de pacienți de pe listă la 800. Convine sau nu convine este, să zic, un punct de vedere. Dar această scădere a pragului, vorbind de mediul urban, în care un medic de familie poate să încheie un contract cu casa de asigurări, a fost la 1000 de înscriși pe listă, acum este la 800. Vine în sprijinul medicilor tineri, cei care doresc să se stabilească într-o localitate, fie că pot cumpăra un praxis, fie că ocupă un post existent, vacant, da? Pot să-și înscrie acești oameni pe listă, da? Și pot să încheie contractul cu 800, nu cu 1000. Este adevărat că posibil să existe diferențe între oraș și oraș, da? Oraș și sat. De ce? Cu 800 de oameni, poate într-un oraș nu reușești să te descurci, vorbind din punct de vedere al tuturor cheltuielor care sunt necesare la nivel de cabinet, când condițiile, începând cu angajarea unui cadru medical, da, sunt aceleași ca și pentru cel care are 2000 sau 2000 și ceva. Deci, obligatoriu un cabinet medical, indiferent câți pacienți are înscris pe listă, trebuie să aibă un cadru medical. Și toate celelalte condiții legate de funcționare, de autorizare, de evaluare, de deșeurile evacuate, atât cele rezultate în urma practicii medicale, cât și cele uzuale și așa mai departe, de program informatic, da, de consumabile, de la hârtie până la toner și așa mai departe, toate intră în această cheltuială la cabinet. Da? Ei, reușește sau nu în București, de exemplu, un medic de familie cu 800? Puțin probabil. Chirie, n-ai spațiu. Deci multe intră în socoteală. De aceea unii medici de familie, vorbesc de reprezentanților la nivel central, au spus că nu este bună pentru că un cabinet cu 800 nu poate să reziste. Eu am înțeles că ar fi și o altă abordare, și anume medicii vechi, să le spunem așa, din mediul rural, se simt amenințați că și-ar putea pierde din pacienți mult mai ușor acum. Adică medicii tineri ar putea fi stimulați să profeseze în mediul rural și atunci ei și-ar pierde o parte din pacienți. N-am auzit-o, dar e posibil. Uite, e o idee, nu știu, ați preluat-o sau ați o lansați acum. Nu o lansez, am preluat-o da, în presa centrală. Da, o altă abordare, însă medicul din mediul rural are câștiguri suplimentare. Pentru că în funcție de condițiile în care își desfășoară activitatea, deci să vorbim de o localitate din rural care este cea mai defavorizată din punct de vedere al condițiilor sociale, economice, drumuri, infrastructură și așa mai departe. Acolo se poate obține un punctaj per capita de 100%. Adică un sport de izolare? Da. Deci este un sport pentru condiții grele. Da? Este un ordin al Ministrului Sănătății și al Casei Naționale în care se spune că, având anumite condiții, da, un număr de asistat social și așa mai departe pe liste, da, poți obține un procent mai mare, deci puncte mai multe, bani mai mulți. Este posibil, este legal și, sincer vă spun, sunt cel puțin și la noi localități care au între 20 și cred că 60% procent de majorare a punctajului per capita. Deci este un câștig. Să înțeleg atunci, că 100% e doar la munte? 100% noi nu avem, deci nu avem asemenea condiții. Sunt exact prin zonele Alba, zona montană, prin zona Deltei, deci sunt acolo dispensare, cabinete medicale care înturnesc asemenea condiții. Am ajuns la final, dar n-aș vrea să închei înainte de a vă întreba când intră în vigoare noile contracte în baza contractului cadru. Da.
În momentul de față suntem pe acte adiționale la contractele vechi, dar în condiții noi reglementate, deci în vigoare de ieri, de la 1 aprilie, suntem pe acte adiționale. Dar pe sumele vechi. Nu avem posibilitatea să facem contracte într-un timp atât de scurt și atunci această atitudine s-a adoptat pentru a putea să ne încadrăm în timp. La contractare trebuie foarte multe analizate și atunci luna aprilie este pe bază de act adițional. Începând cu 1 mai, facem contractele. În această lună contractăm. Tot ce înseamnă derulare a acestei relații pe bază de act adițional, avem posibilitatea să o reglăm în lunile următoare. Sunt anumite domenii în care nu vom putea aborda noile reglementări și atunci urmează ca acestea să le reglăm, să le regularizăm în lunile următoare. Mulțumesc pentru precizările pe care ni le-ați adus, în speranța că veștile vor fi bune, că banii vor fi mai mulți pentru sănătate și că noi nu vom avea nevoie de ei. Vă spun la revedere și vă doresc o seară bună. Mulțumesc.